Ne-am întors la Sherry Show, fraților. În prima parte a emisiunii am discutat despre școala online, ce probleme are școala online și care ar fi, în viziunea mea, soluțiile la aceste probleme. V-am promis că în partea a doua vom discuta cu un fost ministru al educației despre aceste probleme, despre ce se poate face de acum înainte, cum putem regla cu adevărat educația în țara asta, încât să fie la nivelul țărilor cu care ne place să ne comparăm. Am invitat mai mulți miniștri ai educației să ia parte la această dezbatere, atât actualul ministru, cât și un număr de foști miniștri. I-am invitat pe doamna ministru Monica Anisie, pe domnul Daniel Funeriu, pe domnul Liviu Pop, pe domnul Adrian Curaj, pe domnul Sorin Câmpeanu și pe doamna ministru Ecaterina Andronescu. Singura care a acceptat să vină, până la urmă, și singura care a venit aici, a fost doamna ministru Ecaterina Andronescu și pentru asta vă mulțumesc foarte, foarte mult. Și eu vă mulțumesc pentru invitație. Nu înțeleg de ce ceilalți poate n-au avut încă timp, dar probabil că urmează. Important asta e ca că... să găsesc o scuză pentru... Important e că sunteți aici. Mulțumesc. Ați fost ministru al educației. Ați avut 4 mandate. Dintre cele 4 mandate, eu am prins 3 ca elev. Și eu am avut, în ultimul timp, am început să discut din ce în ce mai mult despre educație. În primul și în primul rând, vreau să vă întreb despre această școală online. Cum vi se pare dumneavoastră că se desfășoară școala online în România? Ce nu merge și ce ar putea fi făcut mai bine? Cum putem face să funcționeze școala online la capacitate maximă? Ok, dați-mi voie să revin asupra câtorva din lucrurile pe care le-ați spus. În primul rând, un mandat înseamnă 4 ani, asta înseamnă că eu aș fi putut cu 4 mandate să am 16 ani de ministeriat. Și sigur, alta ar fi fost... Ați fost de 4 ori ministru. Am fost de 4 ori ministru, acest lucru este absolut corect. Din păcate, și acest lucru aș vrea să-l precizez din start, mandatele au fost scurte. Primul mandat a fost de 2 ani și jumătate. Celelalte mandate au avut luni de zile, 6 luni sau 9 luni. Într-un mandat atât de scurt, e foarte greu să pornești ceva care să și prindă rădăcină și să rămână. Așa se face că din urmele pe care eu le-am lăsat la minister, cele mai multe sunt din primul mandat de 2 ani și jumătate. Da. Proiectul de informatizare, atunci a pornit. Repartizarea computerizată a elevilor de gimnaziu în licee, care funcționează și acum de 20 de ani, fără să producă derapaje, ceea ce nu este deloc puțin, niciun elev nu este repartizat înaintea altuia cu medie mai mare decât el. Dar deci de o chestiune de echitate. De ce credeți totuși că se întâmplă să se schimbe atât de des acești miniștri? De ce am ajuns în situația să avem 28 de miniștri? Aceasta este cea mai mare nenorocire a sistemului de învățământ. Să știți, și o spun în cunoștință de cauză. Și pot să-și argumentez foarte mult cu lucrurile pe care le-am Sunt început și nu n-au continuat. Dar de ce? De ce e așa? Păi pentru că sistemul de învățământ nu reprezintă un interes major pentru decidenții politici. De ce? Că este viitorul țării. Eu cred că toate problemele țării pleacă din învățământ. Eu cred că e o investiție genială pe termen lung. Cred că dacă astăzi am decide să alocăm 6% din PIB, așa cum scrie în lege, pentru învățământ și am face din învățământ proiect de țară și am începe o reformă cu asta, în 10-15 ani am începe să vedem niște rezultate fantastice. Da, dar în același timp, haideți să ne uităm și la alt aspect. Astăzi noi înregistrăm circa 5 milioane de români care muncesc în afara granițelor țării. Acei români s-au format profesional aici. Deci nu putem să punem școala românească la colț, ca fiind cea mai slabă din Europa, așa cum aud câteodată și fără îndoială că sunt necăjită când aud asemenea lucruri. Școala românească este eterogenă și lucrul acesta trebuie să-l recunoaștem. Societatea este polarizată. Școala nu are suficiente resurse în așa fel încât să tempereze polarizarea socială. Și astăzi, în perioada de pandemie, școala este în cea mai mare suferință, aș spune, este principala victimă a pandemiei. Și este în această situație tocmai din cauza acestei polarizări sociale. Și atunci, sigur că, fiind un om de școală, toată viața mea n-am lucrat decât în învățământ, mă uit cu ochii larg deschiși și chiar sunt în suferință din pricina acestor lucruri. Dar sunt lucruri pe care le pot schimba și
trebuie să le schimb dacă depind de tine și vezi care este direcția cea bună, sunt lucruri pe care trebuie să le accepți că nu le poți schimba. Dar acei oameni care lucrează, așa este, au plecat foarte mulți români, da, care puteau fi activi aici, în piața muncii. Și alta arăta, altfel arăta. Au plecat peste hotare. Da. Dar nu credeți că poate au plecat și din cauza faptului că inclusiv în sistemul de educație nu au reușit să vadă faptul că se întâmplă bine lucruri în România? Spre exemplu, dumneavoastră știu că ați desființat școlile profesionale, ați transformat în școli de arte și meserii. Nu le-ați transformat în școli de arte și meserii? Da, le-am transformat în școli de arte și meserii. De ce am făcut lucrul acesta? Deci, dacă îmi permiteți, o să reiau istoria aceasta. Dar mai bine să nu faci o școală care nu este utilă celui care o face, decât să facă o școală și să constate că nu-i folosește la nimic. Aici suntem. Dar situația de fapt era asta, adică școala profesională nu dădea rezultate. Corect, nu folosea la nimic. Inutilă. Da, da. De aceea vedeți că foarte mulți... Asta era fost soluția. Nu n-am desființat-o. Pentru că după aceea s-a înființat școala aceasta profesională duală, când am transformat-o în școală, când denumirea s-a schimbat în școală de arte și meserii, am vrut să încerc să găsesc un motiv pentru a da puțin o altă imagine acestei și altă imagine acestei școli. Pentru că în mentalitatea părinților, școala profesională n-ar trebui să mai fie făcută de copiilor. Da? Toți trebuie să urmeze facultăți. Școala profesională părea trimisă în derizoriu. Ceea ce era o mare greșeală. Suntem de acord. Ok, acum... Cred că s-a centrat într-o măsură foarte importantă pe școala profesională duală. Este soluția acestor vremuri. Școala profesională duală înseamnă participarea lângă stat și a patronatului, indiferent că e privat sau este de stat, în sensul în care statul vine și îi dă elevului o bursă și susține, evident, formarea prin salariile profesorilor, dar vine și patronatul și alocă și patronatul o bursă. Și atunci apare interesul acesta. Bursa aceea pare că este atractivă și atunci, iată, avem acum spre 20.000 de copii în școala profesională duală. Pe de o parte. Pe de altă parte, s-a mai întâmplat ceva foarte interesant. Mediul economic, în mod deosebit cel industrial, constatând că n-are cu cine lucra la nivelul la care discutăm în anul 2020, a început să investească în laboratoarele școlilor profesionale. Pentru că nu poți să-l înveți o meserie folosind menghina și pila de dinainte de 89. Eu am văzut acum reportaje făcute anul trecut în care elevii de la aceste școli se plângeau de faptul că erau la școala profesională, vreau să devină mecanici auto și nu schimbau anveropele și șuruburile de la rost decât pe caiet. Nu aveau o mașină pe care să lucreze viitorii mecanici auto. Da, asta este ține de bugetul pe care statul alocă școlii și din care trebuie să dotezi școala. Nu mai să dai salariile profesorilor. Ce se întâmplă cu bugetul acesta? Pentru că eu știu foarte clar un lucru. Că în lege scrie că 6% din PIB ar trebui să meargă către educație. Niciun guvern 6% din PIB asta. Nu a fost niciodată alocat, procentul acesta n-a fost niciodată alocat educației. Cel mai mult a fost alocat în 2019, în bugetul anului 2019, dar până la urmă s-au retras o parte din bani, atunci s-a alocat 5,5%, ceea ce era absolut extraordinar. Asta nu înseamnă că funcționăm ilegal, dacă nu respectăm legile care sunt scrise de dacă către politicieni? Dacă ar fi singura abatere de la lege, din păcate. O spun așa cu amărăciune. Așa da, știu, dar dacă ne scuzați, asta e ca și cum eu spun, de ce mă dați afară, că și Mihai a vorbit. Nu. Până la urmă, vedeți dumneavoastră, legea a venit să susțină educația prin alocarea, prin legea acestui procent. Dar atunci când nu s-au alocat cele 6%, a venit o lege care a corectat legea educației. Și legea prin ordonanță, care are putere echivalentă cu legea organică, legea educației, legea a venit și a spus, pentru anul 2020 se alocă 4,5% din PIB. Și asta corectează legea educației. Deci n-am fost în afara legii, nu știu dacă am fost suficient de explicită. Procentul acela a rămas din legea educației, dar anual prin legea bugetului el se modifică. Haideți să ne întoarcem, vă rog, un pic la subiectul cu școala online, că n-am apucat să-l atingem deloc. Pornim de la faptul că e principala victimă. Nu, dar e o chestie de actualitate, adică se întâmplă acum și eu cred că sunt multe lucruri care se întâmplă greșit acolo. Da, sunt de acord cu dumneavoastră. Eu, în momentul în care s-au suspendat cursurile, sunt profesor la o universitate mare,
la Politehnica din București, unde am avut niște avantaje pe care n-am cum să nu le recunosc. Primul era legat de faptul că de circa 15-16 ani aveam o platformă online a universității, pe care toți profesorii eram obligați să ne punem cursul în format electronic. Deci eram, materialul didactic era pregătit pentru online, fără să știm că o să ajungem în online. Da, apropo era... de asta, asta nu trebuia să se întâmple în tot sistemul? Nu e lege și asta? Nu e lege, nu e lege. Asta a fost inițiativa. Universitățile au autonomie. Dar marea majoritatea universităților au pe asemenea platforme. Deci nu știu, dar digitalizarea învățământului, pentru okay. că a fost spus ca o chestie, o prioritate de guvernare, articolul 70 din Legea Educației stipulează că trebuie să avem bibliotecă școlară virtuală și o platformă de învățare virtuală. Ajungi acolo. Spun asta pentru că ar fi fost geniale să le avem în pandemie și sunt de 10 ani în lege. Ok. Deci am avut platformă, aveam toate cursurile în format electronic, aveam un internet de calitate, aveam instrumente, un laptop pe care mi-am susținut tot semestru, doi cursurile performant. Ca urmare, aveam toate condițiile ca să minimizez pierderile, pentru că pierderi există, să știți. În ultimul mandat, 2018-2019, fără să știu că urmează pandemia, dar venind de la Politehnică, cu experiența de dascăl de acolo, am scris două proiecte. Pe care le-am lăsat semnate în august 2019. Unul care presupunea digitalizarea sistemului de învățământ, adică realizarea acestei platforme de resurse educaționale deschise sau biblioteca virtuală, cum vreți să-i spuneți. Asta în 2019, anul trecut. Anul trecut, unde să fie depuse toate manualele în format electronic, profesorii să-și poată pune lecțiile, să poată comunica în timp... Nu trebuia să se întâmple asta cu 10 ani, de când a fost dată legea educației, articolul 70? Păi se întâmplă atunci când ai și resurse. Și atunci când și cineva se apucă și scrie acest proiect. Deci ăsta a fost un proiect pe care l-am lăsat. Al doilea proiect, tot de digitalizare, presupunea digitalizarea administrării sistemului de învățământ. Pentru că în 2019 m-am trezit că aveam înscriși în clasa 8-a 186.000 de elevi, și au intrat în examenul de evaluare națională 146. Și atunci, sigur, zic, dar unde sunt 40.000 de copii? 40.000 de copii erau înscriși virtual, să zic, erau virtuali, pentru că finanțarea e per capita. Ca urmare, oricărui director de școală îi convine să aibă înregistrați mai mulți elevi decât sunt ei în realitatea lor, pentru că primește un buget mai mare. Vreau să vă spuneți că se fură ca la piață, ca la gramaj. Nu, n-aș spune lucrul ăsta. Cu numele recustatiști, cu tinerii din România? Nu, n-aș spune. Folosiți o sintagmă care nu-mi place și n-ar avea ce căuta în școala românească. De aceea vreau să o elimin din start. Dar este o realitate. Eu nu pot să ascund realitatea așa cum am găsit-o în 2018 în sistemul de învățământ. De aceea am făcut acest proiect de administrare digitalizată. În momentul în care ai această structură, ai și catalog electronic, ai și comunicarea cu părinții în timp real. În ce situație ne-a prins pandemia? În situația în care profesorii, într-o măsură foarte mică, aveau competențe de predare digitală, de monitorizare digitală, de evaluare digitală. Pentru că s-au trezit profesorii că trebuie să facă toate aceste lucruri. Și după un test pe care l-a făcut Institutul de Științe ale Educației, 91% din profesorii testați, deschid o paranteză și vă spun, erau 6.600, 91% au răspuns că au folosit WhatsApp-ul și SMS-ul. Asta nu e școală. Asta nu este școală, din păcate. Ok, deci profesorii nu aveau competențele corespunzător formate, elevii nu aveau deprinderea de a învăța în sistemul acesta online. Și fără îndoială, al treilea motiv pentru care educația este o victimă, diferențele în ceea ce privește starea socială a familiilor, dintr-o dată s-au răsfrânt și s-au accentuat. Am susținut și eu că este imposibil să se facă ore împreună pe un telefon. Sunt și gospodării care nu au nici măcar curent electric, 50.000 în România. Știu că dumneavoastră în 2019, când erați ministru, ați promis tablete din fonduri europene pentru copiii defavorizați.
Ce s-a întâmplat? Ați mai semnat acel proiect? Aveam bani pentru aceste tablete, am plecat și ele și banii s-au evaporat. S-a făcut imediat rectificare de guvern și s-au luat banii aceia, s-au dus în altă parte. Păi, ați apucat să semnați proiectul cu tabletele? Că ar fi fost foarte bune tabletele alea acum, da, dacă sunt de acord, sunt de acord. Din păcate, eu am plecat înainte de a face lucrul acesta. Acum, ce se putea face? Pentru că învățământul preuniversitar nu are autonomie. Și atunci aici a crescut și mai mult polarizarea. În consecință, din ce spune documentul Institutului de Științe ale Educației, 63% dintre elevi n-au avut niciun fel de relație cu educația tot semestrul 2. Asta e o tragedie pentru educația România. O tragedie pentru România, să știți. O tragedie și pentru cei aflați în situația aceasta, dar gândiți-vă că repercursiunile nu sunt numai pentru generația, că sunt mai multe generații acum în școli. Vor fi în suferință ani de zile pentru aceste pierderi. Și la momentul suspendării cursurilor, ministerul ar fi trebuit cu urgența maximală să elaboreze o metodologie în care să spună școlile care au acces la internet ce trebuie să facă. Manualele sunt în format electronic, deci exista această posibilitate de a comunica lecțiile. Ce să facă cu școlile care nu au acces la internet, care nu au mijloace tehnologice? Și acolo existau soluții, pentru că până la urmă profesorul putea să ajungă la școală, să-și scrie lecția pe niște foi, școala avea toate școalele au copiatoare, să multiplice și cu microbuzul școlar ar fi putut să ajungă lecțiile la copii. Păi și asta e școală? Ce sens are asta? Cum să scrie lecția pe foaie să o dea mai departe? Păi, dar nu vă supărați. Dacă nu ai computer, ce să faci? Alternativa era să-l lași pe copil să se ducă, să se uite pe pereți. Ce alternativă aveai? Nu avea altă alternativă. Să decât vii cu asta. Niște tablete pentru copiii respectivi ca să poată participa la o oră. Sigur că ministerul, acum în situația de pandemie, ar fi trebuit să folosească toate resursele spre alocarea de tablete acolo unde nu sunt. Nu toate școlile aveau acces la internet, dar puteau să cumpere tablete cu acces la internet. Adică am fi putut să diminuăm pierderile. Și dacă n-au semnal 3G, sunt multe localități din România care n-au semnal 3G. Nu știu, găseam o altă formulă. Foloseam poate, căminele studențești să aducem copiii acolo unde nu aveam. Adică formule din acestea individuale. Primăria să găsească o soluție pentru școala din localitatea respectivă. Iarăși vă întreb, toate lucrurile astea nu trebuiau să se întâmple acum 10 ani? Chiar pe dumneavoastră v-am văzut, la un moment dat, erați într-o școală, v-a întrebat un reporter, credeți că toate școlile din România au internet? Și dumneavoastră a spus, da, toate școlile din România au internet. Așa ați spus. Nu. Acum aflăm că nu au. Toate școlile din România au fost prinse în proiecte pe fonduri europene pentru a avea internet. Și ce s-a întâmplat mai departe? Păi, v-am spus ce s-a întâmplat. Miniștrii vin și pleacă și lucrurile se rostogolesc. Credeți că mie când îmi spuneți am făcut un proiect, pe mine mă liniștiți. Eu spun gata, problema s-a rezolvat, e un proiect, dar văd că până la executarea proiectului, majoritatea proiectelor se pierd pe drum. Din de asemenea, în țările vestice, s-au băgat foarte mulți bani în învățământul remediar. Ei au constatat că foarte mulți copii rămân în urmă și că nu e normal așa ceva. Și au băgat foarte mulți bani în ceea ce, practic, la noi s-ar traduce prin meditații. Adică nu, niște ore suplimentare, ore remediare. Ore de pregătire remedială. Pe care noi, în anul 2019, cred că l-am pus într-o lege. Legea prevede că în norma profesorului pot să pui și ore de pregătire remedială. De ce le-am pus în lege? În 2018, în ultimul mandat, am încercat să mă uit la evaluările acestea prevăzute de lege după clasele a 2-a, a 4-a și a 6-a. Și să văd în ce măsură aceste evaluări care erau gândite în lege cu scopul de a elimina rămânerile în urmă prin această pregătire remedială, dacă aceste lucruri s-au făcut. Nu s-au făcut. Categoric, da. Am constatat că încep să apară discrepanțe între copii începând din clasa a doua și că aceste diferențe în pregătire, distanțări față de pregătirea standard, cresc pe măsură ce ne apropiem de clasa a opta. Ele devin irecuperabile după clasa a opta. De aceea, unele licee care îi primesc, mai ales liceele unde vedem că nu ia nimeni bacul, îi primesc pe cei care au acest deficit în cunoaștere enorm, pe care nu-l mai pot recupera în liceu, ca urmare sunt candidați siguri la nepromovarea examenului de bacalaureat. Ce se putea face și de ce am pus în lege?
trebuie făcute pregătirile acestea remediale începând de la clasa a doua. Adică trebuie chemați la școală acei copii pentru care s-au înregistrat rămânerile în urmă atunci când ele sunt restrânse, proaspete, și puține, și ai puțin de recuperat, și nu atunci când ai foarte mult de recuperat. Și sigur că lucrul acesta s-ar putea face. Am schimbat 2009. Ați pus-o în lege, nu se întâmplă acum? Asta cum încă nu s-a întâmplat. Este pusă, e literă de lege, dar încă nu există normă. Mă depășește lucrul ăsta. Cum e posibil să avem o lege și acest lucru să nu se întâmple? Eu știu că legea trebuie respectată. Sunt de acord cu dumneavoastră și eu sunt de aceeași părere. Pe mine când mă opește poliția în trafic, am greșit ceva, îmi iau amendă și accept. Știți cum existau toate aceste lucruri să se întâmple din toamna acestui an? Să modifici și curriculumul, să poți să faci, să introduci în lege și pregătirea remedială. Cine dă amendă pentru faptul că nu se respectă legile astea? Eu când încalc o lege, plătesc. Nu numai cine plătește? Și eu când... Da. Când mă oprește poliția, plătesc amendă dacă am încălcat legea sau mi-a carnetul. Cine plătește pentru faptul că nu se respectă legea de atâta timp în învățământ? Vă întreb că ați fost de 4 ani, de 4 ori ministru al învățământului. Nu știu, m-a străduit să respect legea, dacă mă întrebați cazul meu personal. Dar probabil că întrebarea, povestea cu pregătirea remedială introdusă în anul 2019. Ca urmare, mă așteptam că de la începutul acestui an să poată fi introduse în norme. De ce nu s-au introdus? Eu cred că din lipsa banilor. Pentru că normele înseamnă bani. Normele cresc dacă introduci ore de pregătire remedială. Crescând normele, crește consumul pe salarii. Păi, aici suntem. Și legea prevede bani, cred că sunt suficient 6%. Din nou, o lege care nu se respectă. La fel ca articolul 70 despre care vă vorbeam, cel cu biblioteca și platforma de e-learning, care iarăși niște lucruri care probabil în urmă cu câțiva ani ne gândeam ce ne trebuie nouă așa ceva, că nu e asta prioritatea, și acum suntem în fața unei pandemii și realizăm că fix de lucruri acelea aveam nevoie. Așa că mai există niște proiecte, dar sunt individuale și sunt puține. Aici ar trebui să avem toate lecțiile în acest format. Da, ar trebui să fie un singur proiect unitar care să cuprindă toate lecțiile, de la clasa 1 până la clasa 12, să acoperim învățământul preuniversitar. Totuși, vă întreb din nou, a fost în lege de 10 ani. Da. Cine plătește amenda? Păi nu plătește nimeni, pentru că v-am spus, atunci când se constituie bugetul, prin legea bugetului se modifică și procentul de 6% din PIB. Și atunci se încadrează în lege. Asta e o șmecherie. Da, nu? Puteți să o numiți și așa. Sau incapacitatea societății de a înțelege importanța sistemului de educație. A societății? Păi societatea face regele astea? Nu refac cei din guvern? Nu refac... Nu prin ordonanță? Da, prin legea bugetului. Da. Păi de ce societatea? Eu ce vină am că nu se acordă 6% din timp? Vocea societății foarte importantă. Și vocea dumneavoastră cere lucrurile acestea. Și când 1.000 de voci, când 1.000.000 de voci, când 10 milioane de voci cer, atunci decidentul se gândește de 2 ori când rade procentul de 6%. Eu cred că suficienți oameni au cerut lucrul ăsta. Cred că sunt atât de mulți părinți în România care își doresc ca școala din România să fie la nivel cu alte țări. Sunt atât și atât de mulți. Ați atins un punct sensibil aici cu autonomia, pentru că și eu cred cu tărie în ideea asta că școlile ar trebui să ia mai multe decizii singure, că ar trebui să își angajeze profesorii și directorii. Dar nu pot să nu remarc faptul că dumneavoastră, când ați fost ministru în 2002, țin foarte clar minte că ați schimbat o grămadă de directori și de inspectori școlari cu foarte mulți oameni care au apropiați de partid, de PSD atunci. Sunteți, politizând, nu? Nu asta a făcut? Sunteți într-o totală eroare. Cum ați oferit autonomie prin asta? Chiar dacă am fost membru PSD, niciodată deciziile legate de școală n-au avut legătură cu decizia politică. Niciodată de acolo, de la partid, nu mi s-a spus fă asta sau fă asta la altă. Credeți-mă. Și atunci cum se întâmplă că de fiecare dată când un alt partid câștigă alegerile, se cam schimbă și directorii prin școli în următoarea lună? Asta nu este un lucru bun, să știți. Dar păi și de ce? Știu că nu e un lucru ceva. Bun. Directorii, ca și inspectorii școlari, au concurs. Concursul deschis, odată deschis, mandatul durează 4 ani de zile. După 4 ani se redeschide concursul și repornește competiția pentru desemnarea directorilor după metodologia pe care o face ministerul. Da. Dar dumneavoastră în 2002
nu sunteți de acord cu mine că ați schimbat mulți inspectori și directori în anul 2002, când erați ministru al educației? I-ați schimbat, ei erau în liceu, nu s-a produs tot așa un amalgam de... Nu, să știți că sunt directori care... Este adevărat sau nu că ați schimbat în 2002? Directorii nu îi schimbă ministru. Nu îi schimbă ministru, niciodată nu i-a schimbat ministru. Da? Directorii îi schimbă inspectoratul școlar. Îi se pun ministrului prea multe, mult mai multe decât competențe are el. Tot ce se întâmplă rău în învățământ, ministrul e vinovat. Nu, ministrul are niște competențe și niște atribuții. Pentru acele atribuții nerespectate, el trebuie criticat. De exemplu, metodologia pe care trebuie să o transmită este competența ministerului. Pentru asta criticăm ministrul. Dar nu putem să criticăm ministrul că a schimbat un director de la școala X sau Y. Era treaba inspectoratului. Dar nu este de datoria ministrului să facă o reformă în educație? Dumneavoastră ați vorbit foarte, foarte mult de reformă. Foarte mult ați vorbit despre reformă. Considerați că ați făcut vreo reformă reală pe care eu ca elev să o simt, o reformă palpabilă în învățământ? Eu cred că tot ce am făcut în această direcție s-a făcut. Și am să vă întorc în anul 2000, la primul mandat, care a fost cel mai... singurul pe care nu l-am prins. Acolo... Da. Okay. Care a fost cel mai lung și mi-a permis. Vă spuneam, am început proiectul de informatizare. În anul 2000, nicio școală nu avea niciun computer. Ca urmare, să construiesc acest proiect, care apoi, din fericire, a fost continuat și de ceilalți miniștri de după mine, după părerea mea, a fost un efort în a face un pas. De ce am considerat eu și atunci și la digitalizarea din 2019 că este foarte importantă digitalizarea sistemului de învățământ? Pentru că trăiesc în realitatea acestei lumi și mă uit și citesc. Astăzi vorbim de cea mai mare firmă de hoteluri care nu are nici măcar o cameră de hoteluri. Vorbim de cea mai mare firmă de taximetre care nu are nici măcar un taximetru. Și așa, vorbim de cea mai mare firmă de avocatură care a reușit să facă un soft cu performanțe mai mari decât cel mai bun avocat din lume. Deci vorbim de niște lucruri la care nu avem cum să nu ne uităm. De ce ne uităm? Pentru că nu le putem reproduce în școala noastră astăzi. Dar nu putem să ne punem întrebarea. Noi îi formăm pe cei care se află astăzi în școli pentru 40-50 de ani de după absolvirea școlii. Lumea va arăta altfel în 30 de ani. Categoric. Și atunci, sigur că sunt foarte mulți oameni care se uită la școală și știu cel mai bine ce ar trebui să facă în școală. Întrebarea pe care ți-o pui tu ca ministru pentru a defini conținuturile, pentru că asta reprezintă competența ministerului, este ce trebuie să-i dai acum în așa fel încât el, după ce termină școala, să poată adăuga ulterior. Pentru că nu poți să-l înveți acum ce va face el toată viața. Știu, dar școala trebuie să te pregătească pentru acest viitor. Cum se face atunci că eu în școală nu învăț despre cum să manageriez bine banii, când eu toată viața mea o să lucrez cu bani? Toată viața mea eu o să încasez un salariu sau o să vreau să fiu antreprenor, o să lucrez cu bani. Cum se face că învăț atât de puțin despre cum funcționează banii, băncile, inflația? V-am auzit comentând subiectul acesta și am să încerc să vă răspund. Dumneavoastră v-a preocupat zona aceasta, dar dumneavoastră ați fost în clasă numai cu elevi care sunt preocupați de acest subiect, ci cu totul alte subiecte. Unul vrea să devină artist plastic, altul vrea să devină doctor, altul vrea să devină inginer. Toți lucrează deci cu bani. Eu în școală... Nu. Eu în școală trebuie să-i dau acele elemente care să-l ajute pe el să devină cea mai bună variantă a sa. Nu numai învățându-l de pe bani, despre bani, el devine cea mai bună variantă a sa, ci dându-i acel schelet pe care el să poată crește. De ce? Nu e mai bine să învăț la școală? Avem o problemă imensă în România cu modul în care românii își gestionează banii. Mulți ajung în situații de a trăi de la o lună la alta, pentru că nu au cunoștințele necesare ca să gestioneze bine acei bani. Își cumpără lucruri pe care poate că n-ar trebui să și le cumpere, că nu și le permit, mașini prea scumpe, cumpără lucruri în rate, ajung îngropați în datorii și în rate. Dar pe ei nu i-a învățat nimeni la școală cum funcționează băncile, cum funcționează inflația, spre exemplu, cum funcționează lucrurile astea. De ce să le învăț din altă parte și la școală să tocesc comentarii la română? Niciodată școala nu o să te poată învăța tot ce ai nevoie în viață. Niciodată. Nici o școală nicăieri în lume.
Da? Dar da? Eu nu m-am dezvoltat în timp ce eram la școală. Eu m-am dezvoltat pentru că părinții mei mi-au permis, cât timp am stat acasă, să stau și să caut pe internet cum să editezi un videoclip, okay, cum să filmezi, okay, cum să faci toate lucrurile astea. Păi ce spuneam? Un individ devine cea mai bună variantă a sa cu ajutorul familiei, școlii și societății. Dar toți, okay, toți lucrează cu bani, vor fi salariați și ar trebui să înțeleagă câte ceva despre managementul banilor. Nu sunteți de acord cu mine că e important? Deci eu n-aș fi devenit un profesor mai bun decât sunt dacă m-ar fi preocupat special cum să operez cu salariul pe care îl număram de la o lună la alta, da? Deci prioritățile sunt diferite. Pentru dumneavoastră prioritatea a fost banul. Nu-i putem alinia pe toți. Să știți, eu am o pasiune. Eu am o pasiune din care am avut norocul să pot să câștig și niște bani. Una este pasiunea, alta este să faci bani. La fel și un medic are pasiunea de a fi medic. La finalul zilei este totuși un om, un cetățean, care câștigă niște bani pentru munca pe care el o prestează. Okay. Pe lângă managementul banilor, eu în școală n-am învățat niciodată cum să acord primul ajutor. Și avem atât de multe accidente fatale în România. Ok, aici e... și eu am făcut școala genial tot în România. Dar prin ceea ce se numește activitate extracurriculară, e datoria școlii să facă lucrul acesta. Nu e datoria ministrului să oblige școala să facă. Datoria școlii este să se uite la elevii din clasă și să spună ce vreți voi. Vreți voi să vă ocupați despre bani? Păi hai să chemăm un finanțist să vă vorbească despre bani. Vreți voi să învățați să dați primul ajutor? Hai să chemăm niște medici. Noi făceam niște lucruri. Credeți că de există dialogul ăsta în vreo școală din România în care profesorul vine și întreabă ce ați vrea să învățați astăzi? Ați vrea să învățați să acordați primul ajutor? Sau să vă manageriați banii? Dacă nu există, ar trebui să existe. Nu există, vă zic eu. Eu am fost în cel mai bun liceu din Craiova, unul dintre cele mai bune Carol din România. Carol sau Frații Buzești? Frații Buzești. Dar acolo nu m-a întrebat niciodată ce ai vrea să înveți azi, Sherry, ai vrea să înveți să acorzi primul ajutor? Că ziceam da. Dar eu am aflat acum două zile să acord și-s fericit. Știu acum să acord primul ajutor. Dar sunteți un om norocos pentru că ați învățat la Frații Buzești, care nu e orice liceu. Tocmai, sunt norocos și n-am primit asta. Dacă eram ghinionist, nici nu mă gândeam vreodată. Da. Noi nu ne naștem egali, dar nici nu evoluăm după aceeași cinetică. Nu suntem egali, nu ne naștem egali, exact. Dar treaba statului, în special în educație, este să ofere egalitate de șanse. Și trebuie să se apropie cât mai mult. Desigur, este un ideal, este o utopie egalitatea de șanse. Să ne apropiem de egalitatea ce aș aștepta eu de la școală în ceea ce privește egalitatea de șanse, să aibă școala dotare aceeași, fie că este Colegiul Național Buzești, fie că este școala din Dăbuleni, nu știu, poate că dau un exemplu nefericit, că la Dăbuleni n-am fost la școală, școala de la Halânga, să aibă aceeași dotare, să aibă profesori de aceeași calitate și atunci, din punctul meu de vedere, într-adevăr, putem oferi egalitate de șanse. Când vorbim de inegalitatea de șanse, nu putem să nu ne aducem aminte că avem în ziua de astăzi peste 800 de școli din România care au WC-ul în curte. Și dumneavoastră a spus că o să rezolvați treaba asta. Stați un moment. Am avut 856 de școli în 2018. Și am avut în buget și m-am străduit să avem bani în buget să rezolvăm această problemă. Și am avut bani pentru toate cele 856 de școli. 350 de primării n-au luat banii. Ce-i vinovat ministru? Și cu restul 450-500 de școli? Da, nu mai au 500 de școli din 2018 până acum? Mai sunt 350, da. Deci 500 de școli, nu mai au toaletă în curte, acum au o toaletă integrată am și văzut, în clădirea principală. Am și fost și am și văzut unele dintre ele. Cei mai mulți dintre primari au înțeles că școala e principala instituție din localitatea respectivă. Pentru că ce are omul mai valoros, o familie ce are mai valoros? Copilul. Unde îl trimite? La școală. Primarul trebuie să înțeleagă lucrul ăsta. Școala e cea mai importantă instituție de la el de acolo. Și cei mai mulți au înțeles. Nu toți. Iată că... Dacă noi am fi acum în momentul T0 al educației din România, în 1990, n-a fost momentul T0, după Revoluție s-au schimbat multe lucruri, dar dacă am fi acum în momentul T0, care ar fi pașii corecți pe care ar trebui să-i facem ca să nu ajungem în situația în care suntem în prezent? Există un univers în care suntem mai bine decât suntem acum în realitate? Nu putem să spunem ce am face acum, să spunem acum ce am fi făcut în 90. Pentru că noi gândim diferit de 90. Pentru că situația României este alta decât în 90. Da. Realmente. Atunci haideți să spunem acum ce facem pentru acum. Acum avem da. 44% analfabetism funcțional, 16% rata abandonului școlar. Cum ne îndreptăm? Nu. Rata abandonului școlar, v-am spus, 40.000 de copii nu sunt sunt virtuali. Și noi îi vărsăm la abandonul școlar.
Da? Deci nu avem o asemenea rată de abandon școlar. Oricum 40.000 reprezintă foarte puțin din procentul ăla. Pentru, dintr-o singură promoție. Dar noi în școală avem de la clasa pregătitoare până la clasa 12 sau a 13-a, da? Pe și care credeți că e procentul real al abandonului școlar? Nu știu, dacă vom lansa proiectul ăsta, dacă va porni proiectul acesta de digitalizare, în câteva luni de zile știm exact care este situația. Și ce facem ca să pornească proiectul ăsta de digitalizare acum? Eu nu pot să fac nimic. Doamna Ministru a Educației trebuie să demareze etapele prevăzute, obiectivele proiectului. Să le demareze și cu siguranță lucrul acesta este rezolvabil. Nu avem probleme să rezolvăm acest subiect. Unele primării le-au rezolvat ele, să știți. Să dau exemplu. Primăria din Buzău a investit bani în digitalizarea tuturor școlilor din orașul Buzău. Toate școlile au catalog electronic, toate școlile au o platformă de e-learning. A făcut primăria. Bravo primarului, aplauze pentru el. Am auzit de acest caz. Da, cred că folosește AdServio, o platformă pe care... Exact, generată de niște tineri. Întâmplătorii îi cunosc, sunt din Iași. Da, îi știu și eu și ei erau parte din aceste proiecte. Și de ce de nu putem lua platforma aia care funcționează, care este bună și să o implementăm la nivel național? Platforma deja există, a fost făcută de acești tineri, e bună, funcționează, eu am testat-o, știu despre ce platformă vorbiți. Da, deci digitalizarea educației este un obiectiv al dumneavoastră. Da, și este un obiectiv foarte important. Și a pornit, vă spun, nu de la pandemie, că nu știam că vine pandemia după noi, dar am pornit de la aceste meserii ale viitorului. Eu întrebându-mă și pentru Politehnică, ce ar trebui să schimbăm noi în învățământul superior încât studenții noștri să fie pregătiți pentru meserii care nu s-au născut încă? Noi îi pregătim pentru meserii care nu s-au născut încă. Păi dacă vorbim în universități de lucrul acesta, în preuniversar, cu atât mai important este. Și atunci trebuie să le dăm fundamentele în așa fel încât ei să poată adăuga construcție. Păi și nu e treaba Ministerului să rezolve toate aceste mici probleme până ajungem cât mai aproape de ceva perfect? Niciodată nu o să fim perfecți. Nu. Dar trebuie să tindem spre lucrurile ăla. Deci, eu vin din zona științelor exacte. Și am un curs în care le vorbesc studenților mei despre starea amorfă și despre starea de cristal ideal. Starea amorfă reprezintă o stare în care atomii sunt împrăștiați fără niciun fel de ordine, dispunerea lor este aleatorie, starea de cristal ideal este o stare perfect ordonată, fără defecte. Cristalul ideal nu se poate obține niciodată. Solidul amorf nu se poate obține niciodată. Problema noastră este că în acest interval plastic, vorbind, sau metaforic, noi să ne plasăm între solidul amor și cristalul ideal cât mai aproape de cristalul ideal. Și nu vi se pare că în minister, în mandate, o să vorbim despre mandatele dumneavoastră, a fost foarte multă dezordine, cu foarte multă agitație, să nu vă imaginați, ministerul nu este așa Dumnezeul unui sistem sau unui domeniu în care orice este posibil. În minister sunt niște oameni care au și ei competențe, mai extinse sau mai restrânse, și care au și ei o capacitate de muncă, mai extinsă sau mai puțin, sau mai limitată. Da? Și atunci, sigur, te descurci cu ce poți să faci. Ziua mea de muncă în minister, niciodată, subliniez cu două linii dacă vreți, niciodată n-a fost sub 14 ore. De cele mai multe ori se ducea la 16 ore pe zi. Și spun și întrebați pe cei de acolo, verificați lucrul acesta. Dar nu puteam să le cer la toți să lucreze atât, pentru că sunt foarte multe lucruri de făcut. În minister nu poate doar ministru să gestioneze tot ce trebuie să se facă într-un minister. Fiecare domeniu, fiecare departament, până la urmă, ministerul e format din instituții de învățământ superior și din unități de învățământ, din inspectorate, din casele corpului didactic. Fiecare trebuie să-și îndeplinească responsabilitatea pe care și-o asumă. Greu să funcționeze toate în apropierea stării de cristal ideal. Așa este, dar dumneavoastră de multe ori ați vorbit despre reformă, facem reformă, și de cele mai multe ori au fost niște măsuri care au lăsat oamenii mai mult dezorientați. Dați-mi exemplu, asta nu e adevărat. Păi, spre exemplu, când ați pus clasa pregătitoare, ați pus-o la ciclu primar și după aia ați mutat-o înapoi în grădiniță. Când clasa a noua, știu că a devenit la un moment dat
inclusă în alt ciclu decât era. S-au făcut multe schimbări. La facultate s-au dat o dată pe examen, o dată pe bază de dosar, încât nimeni n-a mai înțeles nimic. Știți că sentimentul oamenilor în mandatele noastre ăsta era că nu mai înțelegeau multe lucruri. Ați căpătat și o porecră. Aia nu e cazul să vă povestesc, poate odată o să vă povestesc de unde vine, dar are nicio legătură cu ce am făcut eu acolo, are legătură cu alte lucruri de care nu vreau să vorbesc. Haideți să o luăm pe rând. Clasa pregătitoare a fost introdusă prin legea 1 din 2011. Ea a fost introdusă în unitățile de învățământ și scoasă din grădinițe. Ce efecte nenorocite a produs? Dar nu am introdus-o eu. Deci dacă dumneavoastră mă puneți mie în sarcină, asta este. Și ce au făcut alții, tot Andronescu descarcă, pentru că e un nume mai cunoscut, din păcate. Nu e adevărat. Vai de mine, e îngrozitor de adevărat. Vă spun pe propria mea piele, am simțit de foarte multe ori locul acesta. Deci a introdus-o domnul Funeriu. În momentul în care eu am venit la minister în iulie 2012, trebuia să pun în aplicare legea. Adică să organizez clasa pregătitoare în unitățile de învățământ. Nu s-a întrebat nimeni când a pus lucrul acesta dacă există spații sau nu, dacă un copil de 6 ani poate să stea într-o bancă în care stă un copil de 14 ani sau unul de 18 ani și ca urmare o serie întreagă de lucruri a trebuit să le rezolv peste noapte. Cum? Școlile și-au desființat laboratoarele. Dacă noi astăzi, în școlile gimnaziale, nu mai avem laboratoare de fizică, de biologie, de chimie, de limbi străine, etc., nu mai avem din cauza faptului că această clasă pregătitoare a intrat în instituțiile de învățământ, în unitățile de învățământ, adică în școli. Unde? În spațiile ocupate de laboratoare. Eu am vorbit despre păstrarea acestor clase în grădinițe, înainte de a fi în lege. Am vorbit public, dar în momentul în care Funeriu a pus în lege, nu mai aveam ce să comentez, am dus-o așa cum era în lege mai departe. Deci a trebuit să aplicați legea. Și într-o vară a trebuit să ne facem peste noapte, feți frumoși din lacrime, să cumpărăm, gândiți-vă că o generație are 150-180 de mii de copii. Pentru 180 de mii de copii, mobilier adecvat vârstelor, să-i formăm pe învățători, pentru că învățătorul îl lua pe copil de la 7 ani, nu de la 6 ani. Să lucrezi cu copiii de 6 ani, trebuia să fii format în mod special ca să știi cum să ai abordările. Era un alt plan de învățământ, alt program decât cel de la clasa întâi. Și spuneți că a fost un dezastru chestia asta, legea asta. A fost o nenorocire, dar până la urmă... De ce ați spus-o? De ce ați respectat asta? De ce ați spus-o? Era legea votată de Parlament, promulgată de președinte. Păi și nu raferie 6% din PIB, nu raferie și cu învățământul digital, nu raferie și cu toate lucrurile astea, nu sunt scrise în lege. Același lucru. De ce? Nu este același lucru. Pentru că legea apăruse în februarie 2011, eu am venit la minister în iulie 2012 și între timp povestea aceasta cu clasa pregătitoare în școli prinsese o rădăcină atât de puternică încât să o întorci înapoi în grădiniță era o nenorocire. Se făcuseră normele în grădiniță, se făcuseră normele în școală. Nu mai puteai să schimbi. N-aveai decât să încerci să produci minimul dezastru. De ce trebuia să descarc eu lucrurile acestea? De ce îmi reproșați dumneavoastră că eu am încurcat? N-am încurcat nimic. Dimpotrivă, am încercat să rezolv aceste probleme pe care legea mi le-a pus în brațe, ca să zic așa. Dar ați făcut și schimbări de registrație care n-au fost impuse de predecesorii dumneavoastră, schimbări din propria intenție. Cum ar fi? Ați schimbat multe lucruri în legea educației, ați făcut multe schimbări. Autonomia. Și e firesc că ați făcut aceste schimbări. Eu vreau să vă întreb, când le-ați făcut, v-ați uitat spre o țară anume, ați vizat un model dintr-o anumită țară? Sigur că am să vă spun așa. La toate țările, că n-ai cum să nu te uiți. Tu ești membru a Uniunii Europene sau vrei să devii, cum era cazul primului mandat, și n-ai cum să nu te uiți la ce se întâmplă în Uniunea Europeană. Prima schimbare pe care am făcut-o, în 2002, cred că printr-o lege, am crescut numărul de clase de învățământ obligatoriu, am crescut numărul de clase în învățământ obligatoriu de la 8 clase la 10 clase. Asta am făcut în primă instanță. Eram singura țară din Europa care mai aveam învățământ obligatoriu de 8 clase.
Ulterior l-am dus până la învățământ obligatoriu pentru, chiar pentru liceu. Că o țară mai educată este o țară care crește în performanță. Ce e rău că am făcut lucrul acesta? Nu e rău. Autonomia universitară, câtă este ea? E scrisă în legislație, de mâna mea, dacă vreți să vă spun foarte direct așa, într-o bătălie care n-a fost ușoară de dus, pentru că foarte puțini își doreau ca universitățile să capete autonomie. Dacă astăzi ne uităm la ce s-a întâmplat în învățământ și încercăm să analizăm universitățile de stat, păi o să constatăm că nicăieri proprietatea de stat n-a înflorit așa cum a înflorit în universități. În universitățile de stat, la ele mă refer. Și la întrebarea de ce? Pentru că au putut să ia decizii în nume propriu. Au luat decizii proprii. Au făcut proiecte și au făcut infrastructuri de cercetare. Universitatea Românească astăzi arată cu totul altfel decât universitatea de acum 30 de ani. Dacă vreți să mergem mai departe... Universitățile au avut și ele o grămadă de probleme. Cele private, spre exemplu, okay, a fost scandalul. Dacă vreți, abordăm și acest... Vă rog. Abordăm și acest subiect imediat. Dacă ne uităm în rankingurile internaționale, și am să vă dau un singur exemplu, rankingul Scimago, care se numește Scimago, în 2009, cred că intrau doar 6 universități din România. Astăzi cred că sunt 27. Ce înseamnă acest lucru? Criteriile acestui ranking au crescut în exigență. Și totuși, de la 6 universități am ajuns la 27. E o evoluție. E o evoluție pozitivă pentru învățământul superior românesc. Este o evoluție, dar ce facem cu cei care rămân în urmă? Ce facem cu cei care nu ajung niciodată la universitate? Ce procent din copiii din mediul rural ajung în învățământul superior? E un procent foarte mic. Ce facem cu cei 44% de analfabeti funcționari din România? E o cifră tragică. Ce facem cu acești copii? Stați să o luăm pe rând, că îmi puneți foarte multe întrebări și n-apuc să răspund la toate. Haideți să o luăm cu învățământul rural. Mulți copii din învățământul rural, nu este procentul acesta care se ficulează, 5%, 2% și așa mai departe, intră deja în liceele din mediul urban. Ei figurează ca absolvenți, dumneavoastră în liceu n-ați avut și copii care proveneau din mediul rural? Am avut doi copii care stăteau într-o clădire internat, cred că se numea. Au intrat în universități? Nu i-ați mai urmărit, probabil. Nu, dar au sigur că au intrat. Că vin de la Buzești. Da, da, da. Intră 100% dintr-un asemenea liceu. Deci, pe de o parte, procentul este afectat de această migrare a copiilor din mediul rural în liceele din urban și de acolo își pierd urma de urban, ca să zic, de rural, ca să zic așa. Și în al doilea rând, există un proiect care funcționează de câțiva ani de zile, prin care fiecărei universități îi se alocă un număr de locuri pentru copiii care provin din mediul rural. Așa cum se alocă un număr de locuri și pentru comunitățile de romi. Aceste lucruri s-au făcut de ce? Mai ales pentru romi. Cu gândul că reușim să promovăm și să creștem și să instruim, să formăm niște oameni care se întorc în comunități și înalță comunitatea, nu? Prin școală. Iorga așa spunea. O nație se înalță prin școală. Da? Nu s-a întâmplat, din păcate, de prea multe ori lucrul acesta. Pentru că analfabetismul funcțional, procentul crește. Că ajungem și acolo. Din păcate, romii care au făcut școală și care au făcut învățământ superior nu s-au mai întors în comunitățile lor. Și asta, iată, n-a funcționat. Analfabetismul funcțional, după părerea mea, nu este cel demonstrat de un microfon care te întreabă între ce ani a domnit Ștefan cel Mare. Deci nu sunteți de acord cu faptul că testele PISA reprezintă realitatea sau reprezintă o imagine a învățământului din România? Testele PISA sunt gândite după altă filozofie de învățare decât cea existentă în școlile din România. Care e filozofia din școlile testele din România? Testele PISA predau și evaluează transdisciplinar. Noi n-am avut niciodată în școlile din România nici predare, nici măcar formarea profesorilor transdisciplinară în așa fel încât să avem o predare transdisciplinară și să avem și o evaluare transdisciplinară. Ce înseamnă transdisciplinară? Păi înseamnă ca dumneavoastră să nu fi făcut fizică și chimie și biologie, să făcut o disciplină științe în care să învățați general lucrurile. Da?
Păi... Și să nu faceți noțiunile de chimie, să le știți la chimie, alea de fizică, de la fizică și legea gazelor la fizică să o învățați după anumite notații, la chimie altfel și când vă întreabă cineva să nu știți deci despre ce se vorbește. N-ar fi mai bine să învăț o singură legea gazelor? N-ar deci, fi mai bine să fie așa transdisciplinar, cum spuneți? Recapitulăm. Nu avem profesori formați transdisciplinari? Nu avem predare transdisciplinară și ca urmare să ajungi numai la evaluarea transdisciplinară, n-ai cum să nu ajungi la rezultatele acestea. Păi, dar punctul ce îmi spuneți testul ăsta PISA, asta studiază. Cum pot copiii să facă legături în capul lor? Cum face capul lor legături? Iar dumneavoastră îmi spuneți, păi da, dar sistemul nostru n-a fost gândit urmare, să faci atât nu, de multe legături, a fost să gândit să memorezi materie la materie, să nu faci legături nu între să memorez, ele, nu? Am spus lucrul acesta și nu sunt de acord să puneți în... n-am spus lucrurile acestea. Asta am înțeles eu. Recapitulez atunci, repet eu. Da? Nu înseamnă să învățați pe din afară. Eu nu cred, așa discutând cu dumneavoastră, deja de cât discutăm, n-aș spune despre dumneavoastră cu experiența mea de profesor, învățat tot timpul să evalueze și din dialog, n-aș spune că ați învățat ceva pe din afară. Da? Dacă greșesc, mă rog, n-am nu învățat, sunt... dar știți, când eu nu înțelegeam ceva de la clasă, eu intram pe YouTube și căutam, erau multe lucruri pe care pur și simplu nu le înțelegeam din ce notam eu din caiet. Mai rămâneam în urmă, trebuia să desenez, pe exemplu, la biologie, niște lucruri pe caiet, să desenez inima și așa mai departe și nu înțelegeam din desenele alea cu pixul. Și intram pe net și vedeam inima 3D, vedeam și înțelegeam, zic, uite, e în spațiu 3D. Dar la școală n-am acest suport vizual. Prin proiectul de informatizare pornit în 2001, s-au făcut peste 300 de mii de lecții. Peste 300 de mii. La fizică, la biologie, la matematică. Și se folosesc. Unde sunt ele? Lecții video filmate? Da, absolut. Unde sunt? Absolut. Păi unde sunt? Păi s-au unde făcut. Sunt? Ar păi trebui să fie în școli, sunt? Că școala a avut acces la... S-a unde pot să văd și eu deci, o lecție online filmată? Sau o lecție filmată de un profesor? Că spuneți că s-a făcut în 2001. Vi le aduc eu în 2001 eu pe mă nășteam. Noroc cu dumneavoastră că v-ați născut după, unde o găsesc? După proiectul ăsta. Vi le aduc eu să le vedeți, ca să nu ziceți că vorbesc despre lucruri inventate. Din păcate, eu vă cred că s-au făcut aceste lecții, dar dacă ele nu le pot accesa copiii, la ce bun s-au făcut? Și cum păi putem să le facem să le acceseze dacă ele deja există? Uitați-vă că problema asta mi-am pus-o în 2018. Acele lecții unde sunt? Că ele s-au făcut. Deci nu în 2001 le-ați făcut și în 2018 v-ați spus problema unde sunt. Nu. Ei, nu spuneți așa. Proiectul de informatizare cuprindea avea trei componente. Când am început proiectul de informatizare, primul lucru pe care l-am făcut, am întrebat în sistem câți profesori au deschis măcar o dată un computer. Răspunsul a fost devastator pentru mine. 8%. 8%. Și atunci nu puteam să încep proiectul de informatizare fără să mă gândesc că trebuie să-i formez pe profesor să știe să utilizeze un calculator. Și atunci proiectul a presupus formarea profesorilor, laboratoare de computere și în fiecare școală a primit unul sau două laboratoare de 26 de computere. 2001, vă rog, au trecut 20 de ani, suntem într-o altă situație informatică în acest moment, din punct de vedere al echipamentelor. Și lecții pentru computere, da? Din păcate, proiectul acesta ar fi trebuit să aibă continuitate și pe măsură ce anii trec și ne îndepărtăm, să modernizăm baza materială, să compatibilizăm lecțiile care erau pe CD-uri, la ce poate acum să fie compatibil cu un computer al anului 2020, lucruri care, din păcate, nu s-au făcut. Acum am propusesem să găsim formula ca aceste lecții, care mai rămân valabile, că multe dintre ele sunt valabile, să știți, să poată să găsească un informatician soluția să le facă compatibile cu computerele și cu platforma educațională. Ele sunt pe niște CD-uri. Ele sunt pe CD-uri. Păi trebuie copiate, da, urcate pe site-ul cu platforma educațională, copy-paste, adică da. Nu e o soluție foarte... Da, cineva trebuie să facă operația asta. Deci întâi trebuie făcută platforma, după aceea trebuie cineva să facă, să aducă lecțiile pe platformă. Păi e simplu, nu? E simplu? Știți ce am învățat eu din experiența mea? Nimic nu este simplu.
depinde câtă voință ai să faci și câtă putere și sprijin ai să miști niște lucruri din loc. Păi da, dar mă doare capul când îmi spuneți că avem niște lecții video filmate, dintre care multe sunt încă valabile, că nu s-a schimbat foarte mult programa. Da, categoric. Multe sunt și valabile. Foarte multe sunt sugestive, pentru că a spus de lecțiile de anatomie. Mi-aduc aminte că atunci când am lansat proiectul, l-am lansat cu o lecție video făcută pe structura ochiului. Era atât de frumos desenat în video, încât nu cred că ar fi existat copil care să aibă lecția de, la anatomie, lecția despre ochi, să nu înțeleagă lecția respectivă. Și cum a fost posibil ca atât de mulți oameni să muncească la aceste lecții? Editori, animatori, echipă de filmare, toți oamenii care au muncit, pentru că aceste lecții să ajungă undeva într-un sertar dintr-un bece al Ministerului Educației. Cum a fost posibil? Că eu nu le-am văzut niciodată folosite la nicio oră în viața mea. Dar laboratoarele de computere le aveți în liceu? Ați făcut pe ele ore de informatică? Da, avem computere în liceu. Ok. Dar ce se întâmplă cu lecțiile astea video? Pe lecțiile acelea ar fi putut să intre pe computerele acelea pe care le aveți acolo. Că probabil sunt cele din 2000 și ceva. Păi și ce făceam? Vedeam lecția video de la biologie la ora de informatică când aveam acces în laborator? Nu puteți să faceți lecția de biologie acolo. Că nu toate lecțiile de biologie se pretează să le faceți în video. Dar anumite lecții pentru care, să zicem, lecția informatică era extraordinar de interesantă, acestea se puteau avantajul face. Avantajul acestor lecții online ar fi fost să le pot avea pe dispozitive oricând. Dar și atunci exista internetul. Dispozitive acasă. Pentru că sunt foarte mulți copii. Există problema asta și eu m-am confruntat cu ea, am văzut-o la clasă. Foarte mulți copii care sunt anxioși și ei când rămân în urmă și n-au înțeles ceva de la tablă, lor e frică. E frică că sunt ei anxioși și e frică să ridice mâna să spună: Doamna, n-am înțeles. Dacă ei ar avea pe o platformă online și ar putea să vadă aceeași lecție pe care au văzut-o la clasă, dar explicată de cel mai bun profesor de matematică, să spun, din România, care le explică cu ilustrații, cu animații și o pot vedea la orice oră, atunci ei ar înțelege și n-ar mai rămâne în urmă. Și n-ar mai avea derapajele alea de la evaluarea din clasa 4-a și de la examen și să vedem că copiii rămân în urmă și ce facem. Să știți că sunt foarte multe școli care și-au făcut ei asemenea lecții. Duceți-vă la colegiul Cantemir, la Cantemir Vodă, de aici din București. Au fost acolo niște profesori extraordinar de dornici de a schimba și de a moderniza predarea. Și am fost acolo la o lecție de geometrie de la clasa 6-a. Am plecat super încântată. Lecția transpusă în format video și animată de profesorii școlii. N-aveai cum să nu înțelegi. Era o minune să te uiți izolat la copii cum li se... Da, e un caz izolat de niște oameni care au făcut mai mult decât li se cerea. Au fost niște oameni extraordinari acolo, Dimitrie Cantemir, au făcut mai mult decât li se cerea. De ce nu s-a implementat corecție video în toată țara? Să vă spun ceva, nu li s-a cerut nici la Cantemir. De ce au făcut cei de la Cantemir? De ce au făcut universitățile platforme? Că nu le-a cerut nimeni. Inițiativa directorului, inițiativa corpului profesoral, nu trebuie să nu existe. Le-au făcut pentru că nu le-a făcut ministerul, de-aia le-au făcut. Că au observat că e o lipsă imensă. Sunteți la o vârstă la care nu accept să aveți această concepție. Într-un sistem care cuprinde 215.000 de profesori, mai adăugați 60.000 de personal didactic auxiliar, nu pot să cer ministrului să fie în același moment peste tot. De aceea ai profesori, de aceea ai director de școală, de aceea ai inspectori, ca fiecare să aibă inițiativă, să facă ce a făcut Cantemir și nu numai Cantemir. Să știți multe școli care au făcut minuni. Poți să cer ministrului să facă niște programe, să facă niște politici educaționale și să reimplementeze exact această cultură organizațională care spunea că e prezentă în licee de top și de-aia funcționează. Ministerul ar trebui să fie tutelar exemplului aici? Dar ministerul a construit cultura instituțională în colegiile centenare? Nu. Păi nu corpul profesoral, părinții și elevii. Ea există, cultura organizațională e bună și de-aia trebuie să existe și în minister. Că sunt într-o universitate care a împlinit 202 ani. Este o universitate înființată de Gheorghe Lazar în 1818. Iarăși, un exemplu particular irelevant. Ce facem cu țara? Dați-mi voie să vă spun cum a ajuns universitatea de atunci, care era o școală de ingineri hotarnici, măsurau granițele moșilor, boierilor, atunci, la ceea ce este astăzi. Prin faptul că generație după generație de profesori și studenți au adăugat valoare. Asta trebuie să facă fiecare școală. Generație cu generație de profesori și elevi
trebuie să adauge valoare școlii respective. Dar, și în prin valoare creează cultura instituțională. Generație după generație după generație de 28 de ministri ai educației, ei ce valoare au adăugat? Eu înțeleg că dumneavoastră vreți să găsiți în mine țapul ispășitor. Doamne ferește, nu vreau. Eu nu cred că ministrii neapărat sunt țapii ispășitori. Vreau să înțelegem. Dar vreau să judecați cu justă măsură. Să dați fiecăruia ce este al să dați cezarului ce este al cezarului. Fiecăruia ce a făcut. Eu răspund pentru lucrurile proaste sau bune pe care le-am făcut, dar nu la modul general. Da? Că ceva nu merge în sistem, numai ministrul e vinovat. Nu, nu sunt de acord cu asta. Dar sunteți primul om din educație. Ați fost primul om din educație. Au ministrul fost 28 educației. De oameni în situația aceasta. Și repet, pentru că aș vrea ca acest lucru să, cum să vă spun, să-l audă toată lumea. Schimbarea frecventă a miniștrilor educației reprezintă cea mai mare nenorocire pentru sistemul educațional. Cea mai mare nenorocire. Aici da? Suntem de acord. Sunt foarte puțini miniștri. Nu știu dacă sunt, cred că un singur ministru de după 89 care a avut un mandat complet. Un singur ministru. Nu vi se pare că este absolut îngrozitor și devastator pentru sistem? Ba da. Aici este. Este groaznic. Da. Bun, vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat invitația mea. Poate că au rămas multe răspunsuri nedate. Probabil, dar rămân deschise dialogului, să fiți siguri de lucrul acesta. N-am nimic de ascuns, n-am lucruri despre care nu vreau să vorbesc. Dimpotrivă, cred că trebuie să vorbim despre toate lucrurile, pentru că, pe de o parte, aducem clarificări și, pe de altă parte, din ceea ce spunem, poate cineva învață că se pot găsi soluții mai bune. Eu cred că și eu și dumneavoastră ne dorim un viitor mai bun pentru educația categoric din România și să rezolvăm niște probleme care sunt de mult timp acolo. Toată viața mea e legată numai de sistemul de învățământ, așa încât n-am cum să nu mă uit cu ochii minții larg deschiși. Probabil și a mea va fi tot legată de asta până când reușesc să rezolv ceva. Pe un chiar mi-am propus. Păi, vă mulțumesc puteți mult. Să deveniți profesor. Vă urez din tot sufletul să faceți lucrul acesta. Cred că pot să fac mai multe din poziția în care sunt acum și din alte poziții decât din cea de la catedră. Nu cred că sunt cel mai bun dascăr, dar cred că pot să identific niște soluții la niște probleme pe care alții nu le-au identificat, că altfel n-ar mai exista. Păi, dumneavoastră de aici trebuie să faceți pledoarie maximală pentru poziția de dascăr. Să se ducă spre această profesie cei mai buni din fiecare generație. Când profesorul este bun, elevul n-are cum să fie slab pregătit. Dacă profesorii fie buni, ei au nevoie de două lucruri. Au nevoie de o poziție demnă de respect în societate. Profesorul trebuie să fie respectat. Și aici e o vină într-adevăr comună. Și sunt mulți elevi care nu respectă. Dar în același timp, el trebuie să fie și bine plătit ca să aibă acea poziție. Trebuie să îndeplinească mai multe condiții. Să aibă har, de aici aș porni, să fie bine pregătit și să fie respectat de societate. Și bine plătit nu trebuie să fie? Și bine plătit. Bine, mulțumesc mult de tot. Și eu vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Aceasta a fost dezbaterea cu doamna ministru Ecaterina Andronescu, căreia îi mulțumim încă o dată pentru că a fost singura care a venit în platou din toți ministrii pe care i-am invitat. Vă mulțumesc că ați urmărit.